Nemulțumiri în rândul primarilor mehedințeni după aprobarea bugetului pe anul 2019. Au fost replici dure între președintele Aladin Georgescu și primarii nemulțumiți de sumele alocate. Cel mai vehement a fost primarul comunei Șimian, Constantin Trușcă. Suma primită de la bugetul Consiliului a fost de 50.000 de lei, insuficientă pentru nevoile de dezvoltare ale comunei. Trușcă a acuzat o răzbunare politică venită din partea lui Georgescu, din cauza faptului că edilul de la Șimian a decis să treacă de partea PNL. Au fost replici dure în Consiliul Județean Mehedinți între președintele Consiliului Aladin Georgescu și consilierii opoziției. Discordia a pornit de la împărțirea sumelor de bani către primăriile din județ. Criteriile au fost unele politice, au susținut liberalii, care l-au acuzat pe Georgescu de faptul că ar fi împărțit banii pe simpatii personale. În sală au fost și primari care și-au exprimat public nemulțumirea cu privire la sumele alocate. Eu aș vrea să mă adresez consilierilor județeni. Cred că trei, cel puțin din trei, sunt aici pe voturile mele și ale lui Luci, rezumându-ne numai la noi doi, și le-aș recomanda să fie mai, nu știu, mai reținut atunci când votează acest buget, prin care dumneavoastră ați repartizat suma de 50.000 sau 500.000, 50.000 comunii și mie. Dacă dumneavoastră considerați acele că... Acele foarte mare, de 200 de miliarde de lei, pentru Șimian și pentru Huznicioară. Eu vorbesc de Șimian, nu vorbesc de Huznicioară. Bun, pentru Șimian. Mare parte din acești bani știți foarte bine că se vor duce în zona aceea. Domnul președinte, drumul județean al dumneavoastră, era obligația dumneavoastră să-l faceți. Nu s-a făcut de 30 de ani acel drum. Și facem acum și facem împreună. Pe de altă parte, tot primarul comunei Șimian a ținut să-i reamintească lui Georgescu și faptul că datorează locuitorilor din Șimian încă 10 miliarde de lei vechi, bani investiți pe un drum județean. Bugetul primăriei Șimian a fost prejudiciat cu 15 miliarde de lei vechi anul trecut, când cu aceeași nonșalanță m-ați mințit că o să faceți trotuarele pe drumul județean și au fost făcute cu bani din buget local. Pe drumul județean, repet. Vă așteptam să ne asociem, domnul primar, și să le facem. V-am făcut azi de dimineață o solicitare, domnule președinte. Păi, arătați-l-o consilierilor. Ați făcut-o acum să facem. Să dați bani pentru trotuare pe drumul județean, nu pentru... Domnul primar, ați făcut-o acum. Da, v-am zis de anul trecut, faceți-o către Consiliul Județean să ne asociem și să facem acolo. N-ați venit cu solicitarea până acum. Ați venit de mințiți, v-am făcut-o și anul trecut. Domnul primar. Și mi-ați promis că alocați suma de 10 miliarde. Domnul primar. Am spus că o să contribuim și noi cu 5 miliarde. Nu ați alocat nimic. E valabilă discuția și acum, să știți, ca să faceți acel proiect în cerneți. L-am făcut, l-am și plătit. Dumneavoastră dați-ne banii că i-am dat din buget local, pe drum județean. Discutăm pe subiectul ăsta. În final, proiectul de alocare a sumelor de bani către primăriile din județ a trecut de votul consilierilor PSD și ALDE, cei care au rămas în sală. A fost o ședință de Consiliu Județean mai agitată și mai tensionată decât așa cum îi obișnuisem pe locuitorii județului Mehedinți cu liniștea din ședințele de Consiliul Județean Mehedinți. Se pare că ai noștri colegi din PNL au intrat mai devreme în campania electorală și sunt dintr-o dată mai tensionați și încearcă să impună anumite decizii cu forța. Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au trecut fără emoții. Printre acestea și cel care viza încetarea mandatului de consilier județean înainte de termen al consilierului Oana Biroboiu de la PSD.